Biblioteca Județeană Ovidiu Sușeanu Hunedoara de Vac, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat joi 29 iunie o întâlnire cu scriitoarea Camelia Ardelean, care, cu această ocazie, și-a lansat mai multe cărți apărute între anii 2018 și 2023. Poeta de mare sensibilitate a semnat până acum 10 volume de poezie, a căror notă dominantă o reprezintă profunzimea și sinceritatea trăirilor transpuse în limbaj liric. Am bucuria să lansez astăzi, de fapt, 10 cărți, 6 de poezie, 3 de cronică literară despre cărțile unor autori din județ și din țară și un volum interviu cu un scriitor, filozof din județul Galați, cu care s-a legat o prietenie literară foarte frumoasă. Aceste cărți sunt rodul unei munci de creație de peste 6 ani și au fost publicate în perioada 2018-2023. Sper ca publicul să le întâmpine cu plăcere, cu bucurie. În ele se află o bucățică din sufletul meu, pe care îl dăruiesc tuturor cu mare drag. Pentru reprezentanții Bibliotecii Județene, fiecare eveniment, care lansare de carte, reprezintă bucuria organizării unor astfel de evenimente, pentru că biblioteca are și misiunea de a face legătura dintre scriitori și cititori, de a descoperi talente literare noi și de a le cultiva pe cele deja consacrate. Fiecare întâlnire cu un scriitor este o bucurie pentru noi, pentru Biblioteca Județeană este o nouă dovadă a prieteniei care s-a legat de-a lungul timpului între noi și scriitorii unedoreni, prietenii noștri sinceri care găsesc în Biblioteca Județeană o ambianță plăcută, privitoare, caldă, propice schimburilor de idei. Așa este și întâlnirea noastră de astăzi, o întâlnire cu buna și fidela prietenă a bibliotecii, doamna Camelia Ardelean, scriitoare plină de sensibilitate, poetă, prozatoare și publicistă. Numele este bine cunoscut, cărțile ei se bucură de aprecierea cititorilor și ale confraților scriitori în egală măsură. Printre invitați și Aurelian Sârbu, fostul profesor de limba și literatura română al scriitoarei. Eleva mea de pe vremuri, Camelia Ardeleanu, aș mărturisi că la început nu mi-a dat semne prea mari. Și am și spus-o, nu? Dar încet, încet, steaua de pe la marginea galaxiei a început să urce spre un centru luminos, n-aș zice spre o gaură neagră, care este, are lucirile cele interioare mult mai intense decât stelele care lucesc pe din afară. Deci, i-am urmărit traiectoria, Camelia Ardeleanu este vie și literatura pe care ne-o propune este vitalistă și nu una a tenebrelor. Publicul prezent la lansare a avut ocazia să descopere, în persoana Cameliei Ardelean, o reprezentantă valoroasă a culturii hunedorene.